Medicul Cătălin Cârstoi a fost și el în parc, însă în Iore, acolo unde a participat la un meeting al celor de la PNL Sector 3, în care s-a cerut recuperarea zonei retrocedate din acest parc. Ne-am întâlnit din nou în parc pentru că vrem să promovăm o soluție pentru parcuri, vrem să înțelegem problemele oamenilor care locuiesc în această zonă și până la urmă toată povestea asta face parte din siguranța familiei, a unui mediu curat, a unei lupte împotriva poluării. Cam ăsta e mesajul nostru de astăzi și eu sunt bucuros că sunt împreună cu atâția oameni. Are vreo șansă? Da, cu siguranță. Cu siguranță sunt soluții, iar parcul trebuie reîntregit pentru parc, în primul rând pentru oamenii din zona asta și pentru faptul că e unul dintre cele mai frumoase parcuri din București. Ideea e că trebuie să promovăm conceptul de oraș verde. Bucureștiul trebuie să se regândească ca un oraș verde, așa numitul Green City. Și ce planuri aveți pentru parcurile din București? Sunt multe. Gândiți-vă că plămânii practic fac schimbul de gaze, da? Și ajută spre o bună funcționare a corpului, a sângelui. Da, și în sângele ăsta, adică în artere, în trafic, trebuie să scădem concentrațiile de substanțe nocive. Adică un mediu curat înseamnă parcuri curate și un trafic nepoluant. Sunt multe de scris pe o rețetă, multe.